Bine te-am regăsit la o nouă lecție de gramatică aplicată. Astăzi vom discuta despre completiva prepozițională, despre termenii ei regenți, despre sursele pentru recapitularea completivei și, bineînțeles, cum construim o frază care are o completivă prepozițională. Deci, completiva prepozițională. Ce este? Păi, realizare propozițională a unui complement prepozițional. Iată, da, avem exemplul Andreea se bucură de ce se bucură de vacanța sau Andreea se bucură că merge în vacanță cu părinții. Întrebările la care răspunde, de cine, la ce, cu ce, însă mare atenție la, bineînțeles, termenii regenței completivei prepoziționale. Pot să fie verbe locuțiuni, da? În cazul acesta, iată câteva exemple, dar pot să fie adverb, adjectiv, intersecție. Și iată exemplele noastre. Ca surse suplimentare pentru recapitularea completivei, îți recomand site-ul www.educred.ro, învățământ gimnazial, îți recomand canalul de YouTube Educred Gimnaziu, canal pe care vei găsi informații teoretice despre completiva prepozițională. Dar hai să construim o frază. Contextul? Să scrii o informație despre o carte sub forma unei fraze alcătuite dintr-o propoziție principală și o propoziție subordonată completivă prepozițională. Pasul 1. Reține despre ce trebuie să scrii. Pasul 2. Stabilește termenul regent al completivei. Construiește o propoziție, construiește subordonata și verifică fraza. Să vedem, aplicat, cum scriem o informație despre o carte sub forma unei fraze. Pasul 1. Ideea. Ideea noastră, da? O informație despre o carte. Pasul al doilea. Regentul. Poți să alegi dintre termenii regenți menționați, dar, așa cum îți spuneam și într-un alt material, eu de obicei îmi aleg ca regent un verb sau o locuțiune verbală. Îmi place mie foarte mult verbul sau, în cazul completivelor, să știi că e foarte potrivit. Bun, acum o să fac o propoziție cu acest verb. Hai să vedem. Îmi aleg locuțiunea verbală, îmi aduc aminte. Când îmi aleg regentul, mă gândesc că acesta să ceară după el o completivă prepozițională. Îmi aduc aminte. Subordonata. Ce fac? Scriu propoziția principală, îmi aduc aminte. Întotdeauna îmi aduc aminte de ceva. Voi introduce o conjuncție subordonatoare. Îmi aduc aminte că romanul Inocenții, da? O are ca autoare pe Ioana Pârvulescu. Bun. Am construit. Mă uit, am termenul regent, am și un verb în cea de-a doua propoziție. Bun, ca să pot să o consider propoziție și mă duc la pasul 5, verificare. Hai să vedem. Am ideea, informația despre carte. Da, informația este că romanul Inocenții este scris de Ioana Pârvulescu. Deci am oferit o informație despre carte. Am termenul regent? Da, mi-am ales o locuțiune verbală, deci am și termenul regent, da? Am făcut propoziție mai întâi cu termenul regent? Da, eu îmi aduc aminte, l-am aici.
De ce am făcut propoziția aceasta? Ca să pot după aceea să introduc subordonata, că romanul Inocenții o are ca autoare pe Ioana Pârvulescu. Și iată, am făcut și verificarea, da? Sunt atentă să am o frază alcătuită dintr-o propoziție principală și o propoziție subordonată, completivă prepozițională, așa cum îmi cere exercițiul. În continuare, îți propun exerciții individuale. Să scrii o informație despre încălzirea globală, o frază alcătuită din două propoziții, da? Însă de data aceasta aș cer ca o locuțiune verbală să fie termen recent pentru propoziția ta completivă prepozițională. Sau îți propun deja propoziția principală recentă, iar tu să construiești completiva prepozițională. Iar în al patrulea exercițiu, îți ofer propoziția completivă prepozițională, dar trebuie tu să găsești propoziția principală și recentă. Bibliografia, dacă ai nevoie de informații suplimentare, resursele pe care le-am utilizat și, bineînțeles, ne auzim și ne vedem la o altă lecție sau la o nouă lecție de gramatică aplicată.